Salutări! Astăzi a fost o altă căpriță, căprița anglo-nubiană, și m-am gândit să vă povestesc câte puțin din ceea ce am experimentat și eu despre această rasă, rasa anglo-nubiană. Această rasă nu este una nativă românească, este o încrucișare între o rasă britanică și una din Est, mai exact din India, cu urechi mari, și au ieșit anglo-nubienele, care mie îmi plac foarte, foarte mult. De fapt, anglo-nubienele sunt preferatele mele. Nu cred că există capră care să-mi placă mai mult decât anglo-nubienele. Sunt speciale. Ce faci? Vrei la mine? Ce faci cu bățul? Ce faci cu el? Prima oară când le-am văzut, mi le-a arătat Florin într-un video la un fermier din Republica Moldova, care are o ditamai fermă cu peste, cred că, 50 de capete de anglo-nubiene. Și când le-am văzut ugerele mari și urechile lungi, am zis, ok, vreau și eu această rasă de capre. Și zis și făcut, am început să căutăm și România. Și am găsit foarte multe anunțuri cu foarte multe detalii despre această rasă. Până la urmă ne-am oprit la un crescător care stă foarte aproape de noi și care ne-a părut de încredere. Și ne-am luat prima pereche de anglo-nubiene. N-aveam prea mulți bănuți pe atunci, dar am făcut eforturi să dăm banii care trebuie pe o pereche de iezi, pentru că practic am luat 2 iezi de anglo-nubieni și am luat acum cred că 2 ani și puțin și au costat 1000 de euro o pereche de 2 iezi. De cam 5-6 luni aveau iezii, erau măricei, frumos dezvoltați. I-am luat și i-am adus acasă. Și de atunci tot așteptăm să se mulțească, căci am zis că îi lăsăm să se mulțească ca să nu mai cheltuim foarte mulți bani pe alte capre anglo-nubiene, căci dacă am luat una în lactație ar costa tot așa, cam 1000 de euro. Și am zis că îi lăsăm pe aceștia să se mulțească, pentru că provin din linii foarte bune, din linii cu pedigree, bineînțeles importate de peste hotare. Și avem mari, 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 mari așteptări de la ele. Și fiind începători și neștiind prea multe lucruri, am făcut și prima greșeală cu ele. Și dacă am început greșit, de bea acum, la treia fătare, începem să vedem rezultate, cum se spune. Și ce am greșit? Că poate vă întrebați, bine, dar ce ai greșit atât de important? Păi, i-am lăsat împreună, mascul și femelă, și când a intrat ea în călduri, el a montat-o. Normal, trebuia să ținem până la un an jumate, ca ea să se monteze cam la un an și 6-7 luni, și să fete la 2 ani, dar ea a fătat mult, mult mai devreme decât trebuia. Și a fost, i s-a întârziat dezvoltarea, practic. Bineînțeles că și ugerul la început, primii 2 ani, a fost foarte, foarte mic. E o glumă și în joacă și oarecum și în părere de rău că am cheltuit atât de mulți bani pe această pereche. Am zis, băi, am dat atât de mulți bani și am văzut părinții și au părinți de top, productivi, și am văzut și ce a ieșit din părinții ăia, adică frații, surorile acestor iezi sunt capre de top care dau foarte mult lapte la mulsoare și arată foarte bine, și noi ne-am ales cu o capră cu un uger cât un clopoțel. Și tot așa îi spuneam clopoțica, clopoțica, până anul acesta, care e a treia fătare și deja își schimbă a treia pereche de dinți. Anul acesta, în sfârșit, am văzut alte rezultate. Și când zic alte rezultate, mă refer la faptul că până acum am fătat doar câte un ied și deoarece a avut puțin lapte și ugerul foarte mic, s-a dezvoltat încet iedul, nu le-a mers bine deloc, practic.
Dar anul acesta se vede că capra s-a mărit, s-a dezvoltat. Anul acesta, în sfârșit, a făcut doi iezi. În dreapta este femela și în stânga este masculul. Și are ugerul, în sfârșit, mare. În sfârșit, mă pot mândri cu ea. Numele ei este Eva și ieduții se numesc Tristan și Izolda. Probleme de sănătate în acești 3 ani de când sunt, 2 ani jumate de fapt, de când sunt ele la noi, nu am avut cu ele. Deci nu le-am administrat nici măcar antibiotic, nici măcar o dată. Probleme cu ochii n-au avut. Probleme cu ugerul n-a avut Eva. Adam, în schimb, care este masculul anglonubian, Adam a avut niște ganglioni măriți aici la gât din cauza unei carențe de iod, dar s-a corectat. În rest, mie mi se pare, din punctul meu de vedere, mie mi se pare o rasă destul de rezistentă. Și făcând comparație cu cele din rasa Zanen, mi se pare că rasa anglonubiană este mult mai rezistentă și se adaptează mult mai bine climei noastre decât cele Zanen. Ăsta e punctul meu de vedere. Cele care le vedeți albe sunt din rasa Zanen și mereu apare câte ceva la ele. Ba le curg ochii și trebuie să le dăm cu cremă, ba o problemă la uger, ba una, ba alta. Mereu trebuie să fie ceva în regulă, pentru că sunt sunt sensibile. Dar cu cele, cu perechea din de anglonubieni, nu am avut niciodată probleme. E, aici este și masculul. Masculul Zanen, care mie îmi place foarte mult și mai ales urechile lui lungi. Îmi plac foarte, foarte mult. Este foarte, foarte frumos. Dar este puțin așa pămpălău, că se lasă bătut de capre câteodată. Dar își face treaba bine. N-am avut probleme. Caprele le montează foarte bine. E super ok. Nu ne atacă pe noi sau pe copii sau... Nu, e super, super ok, dar deja a stat destul de mult la noi și vara aceasta va trebui să plece. Așa că dacă ești în căutarea unui țap anglonubian care vine din părinți de top, ți-l recomand pe acesta și îmi poți lăsa un mesaj să discutăm eventualele detalii. Ia uite ce frumos dorm. Du-te-vă-ți, mă. Noi am avut și țap Zanen, dar așa am discutat cu Florin că totuși dragostea mea este pentru capre anglonubiene și eu vreau capre anglonubiene și ținem țapul anglonubian și de la o fătare la cealaltă, încet încet vom ameliora rasa și vom avea capre anglonubiene, numai anglonubiene. Sper eu că în 7-8 ani vom avea numai căprițe cu urechile lungi și drăguțe. Din punctul meu de vedere, rasa merită cumpărată. Din punctul meu de vedere, este o rasă scumpă la noi în țară și sunt foarte mulți crescători de elită la noi în țară, dar cer banii care trebuie. Deci o capră în lactație, cu o lactație abundentă, va costa 1000 sau chiar peste 1000 de euro. Ceea ce zic eu că merită, chiar dacă are pedigree, chiar dacă nu are pedigree, ar trebui să începem să nu mai judecăm animalul după pedigree, ci după performanțe. Așa că aveți de unde alege în România. Puțin mai greu la ales în România este la această rasă Zanen, cel puțin din punctul meu de vedere. Foarte puțini crescători cresc rasa Zanen la cote înalte, ca să spun așa. Și este greu, este greu să alegem. Acum tot citind și pe grupuri și vorbind cu crescători și citind în cărți și pe internet, toată lumea este de părere că laptele anglonubienelor este mai de calitate
decât laptele caprei Zanen sau laptele caprei alpine franceze. Acum noi avem doar o pereche, nu am reușit niciodată să am atât de mult lapte. Stai, mami. Să am atât de mult lapte de la anglo-nubiene, astfel încât să fac diferența, să pun două oale la închegat. Dar poate vom ajunge și acolo. Așa că dacă mă întrebați pe mine, ori pentru consum propriu, ori pentru a începe o mică fermă sau mare fermă, consider că merită capra anglo-nubiană, această rasă, unul la mână pentru eleganța, frumusețea și măiestia rasei și doi la mână pentru producția ei de lapte. Sunt capre care, bineînțeles, au o producție mică, dar sunt capre care au producție foarte mare, de la 2 litri pe mulsoare, chiar până la 4 litri pe mulsoare, nu pe zi. Deci eu zic că merită să investiți în această rasă, căci vă va aduce beneficii. Și nu numai în lapte, ci și în iezii pe care îi veți putea vinde la rândul vostru, la fel cum i-ați cumpărat, la prețuri destul de mari. Acum, un ied de, nu știu, 2-3 luni, în momentul în care deja nu mai bea de la mama lui, se vinde, depinde de din ce părinți provine și dacă are pedigree sau nu, dar se vinde, zic eu, de la 250-300 de euro în sus. Deci merită și pe partea aceasta, pe această nișă, nu numai pe nișa de lapte. Și tot vorbind cu crescători care au și tăiat din această rasă, noi nu am tăiat până acum nimic din această rasă și nici nu avem de gând să tăiem, chiar dacă avem acum un mascul, vrem să-l creștem mare și frumos, căci este superb, și să-l vindem de prăsilă, dar am vorbit cu crescători care au tăiat din această rasă și au fost foarte mulțumiți la raportul mărime, capră și mărime, greutate și carne. Deci au spus că au avut destul de multă carne încât ei să fie mulțumiți. De fătat, fată ușor. Până acum nu am avut probleme cu Eva la fătare. Chiar și astăzi am găsit-o pur și simplu fătată. Tot cu Zanen am avut probleme la fătare. Ba că ieșea numai cu un picior, ba că ieșea cu fundul, ba că ieșea numai cu capul fără niciun picior. Dar la ele încă nu am avut astfel de probleme. Asta nu înseamnă că nu sunt probleme. Cu siguranță sunt. Și știu multe discuții dintre crescători care au semnalat probleme, dar acesta este unul din riscurile atunci când alegi o rasă care nu este locală din România. Deci te expui la anumite riscuri, capra sau rasa este mult mai sensibilă, te poți aștepta la mult mai multe complicații din partea rasei decât dacă ar fi fost o carpatină sau o albă de banat. Acestea sunt cele mai rezistente, dar din păcate nu sunt la fel de bune de lapte și nu sunt la fel de frumoase. Mergem la Nani? Hai la Nani, mergem? Hai! Repet, din punctul meu de vedere, rasa merită. Dacă vreți să investiți niște bani corect într-o rasă de capre bună, anglo-nubienele merită. Și cred că voi face un astfel de review și pentru rasa Zanen. Să-mi spuneți dacă vă interesează un astfel de review și pentru rasa Zanen și ce altfel de detalii vă mai interesează ca să pot să vă ajut în luarea unei decizii corecte atunci când cumpărați o căpriță. Noi mergem la Nani! Vă mulțumim pentru vizualizare și ne vedem pe data viitoare! Thank you.
Thank you.